Bun găsit după o pauză ceva mai mare, determinată de o serie de schimbări în redacția Baz. Iată-ne din nou cu forțe proaspete, dornici să vă aducem în case altfel de știri. Știri care să vă bucure, știri despre copilărie, despre tineri frumoși, despre oameni mari, despre fapte, despre viitor. Căci ce suntem noi dacă nu generația pe care se pune acum mari speranțe? Speranța că noi vom aduce o schimbare în mentalitatea românească. Începem chiar de aici, lună de lună, la Jurnalul Copiilor. Începem prin a fi altfel și a nu ne lua după alții, căci fericirea înseamnă să faci ceea ce îți place, ceea ce simți că te reprezintă. Urmărim mai întâi principalele titluri din Jurnalul Copiilor. Botoșaniul a fost timp de 5 zile capitala teatrului adolescentin. 10 trupe de teatru pentru adolescenți au fost la Botoșani într-o ediție de Povestea, unui festival care a cuprins anul acesta cei mai mulți voluntari adolescenți. Urmărim povestea festivalului Amfiteatru 10 imediat la Jurnal. O campanie adresată mămicilor a fost lansată recent la Botoșani, tocmai pentru a le sensibiliza cu privire la hrana sănătoasă a bebelușilor. Detalii imediat la Jurnal. Elevii unei școli din Botoșani și-au propus încă de la vârstele lor fragede să schimbe mentalitatea oamenilor mari, de a arunca gunoaiele la întâmplare. Implicați în programul Zero Waste, zero deșeuri, copiii au colectat până acum selectiv sute de kilograme de deșeuri și așteaptă cu emoție să vadă dacă sunt sau nu printre câștigătorii acestei ediții. Peste o tonă jumătate de deșeuri au strâns elevii liceului cu program sportiv implicați în programul Zero Waste, Zero Deșeuri. Școala Botoșăneană face parte din proiectul Amintiți și luptă acum pentru a câștiga un premiu. Competiția se va încheia la finele lunii mai, când vor fi contabilizate acțiunile de mediu făcute de elevii fiecarei școli înscrise. Elevii și profesorii implicați trebuie să contribuie prin acțiunile pe care le desfășoară la conștientizarea populației cu privire la risipa pe care o facem. Ne-am înscris la acest concurs de educație ecologică. Este un concurs național de colectare selectivă a deșeurilor și de a recicla materialele refolosibile. Sperăm prin această activitate să atragem atenția elevilor, profesorilor și comunității locale asupra importanței colectării selective a deșeurilor și depozitărilor în spații special amenajate. Știi prea bine că la noi în școală, noi ne-am înscris la acest concurs din luna martie, va fi până în mai, pe 5 mai, se va derula proiectul, iar noi am strâns până în prezent o cantitate de o tonă jumate de deșeuri pe care le-am predat. Imaginile reprezintă planșe cu desene realizate de copii prin care au încercat să-și sensibilizeze colegii de școală și nu numai cu privire la risipa, privind consumul de apă, de lumină sau în ceea ce privește aruncarea la întâmplarea deșeurilor. L-am făcut planșe cu școala Zero Waste. Am învățat colegii școlii noastre și cei de școala 1 să ce este reciclarea, cei care sunt mai mici ca noi. Și am învățat culorile reciclabile. În acest proiect am făcut diferite vaze colorate, diferite ghivece colorate pictate, fiecare cu culoarea ei. La liceu cu program sportiv au fost implicați direct în organizarea acțiunilor 25 de elevi, însă acestea au fost adresate tuturor. Zero Waste, zero deșeuri, este un concept menit să ghideze oamenii în schimbarea stilului de viață și care încurajează regândirea ciclului de viață al resurselor, astfel încât să imite modul în care natura refolosește resursele. Astfel, volumul gunoaielor scade, poluarea este mult diminuată, amenințarea pentru sănătatea oamenilor, plantelor și animalelor dispare. Botoșani, capitala teatrului adolescentin, timp de 5 zile, în perioada 25-29 aprilie. Sute de voluntari, 10 trupe de teatru, spectacole cu teme de actualitate pentru tineri. Doi oameni implicați profund, cea mai bună cafea din Botoșani și multă, multă energie. Într-un cuvânt, Amfiteatru 10. Capitala teatrului adolescentin. Tinerețe, talent, bucurie, energie, entuziasm. Cei mai mulți voluntari pe care i-a avut vreodată un festival de teatru organizat de tineri pentru tineri. Cum este Amfiteatru 10? Super. Dar atmosfera? Super. Extraordinar, până acum cel mai fain. Are o energie aparte? Eu sunt organizator și da, are o energie aparte pe care o ia din noi. Este o nouă experiență pentru mine, pentru că sunt pentru prima dată voluntar aici.
A fost frumos. Sper să particip și la anul. Genial, practic, e magic. Sunt voluntar, sunt albinuță și e super. Repetiți și ea genial, fiindcă cel mai simplu de a caracteriza toată treaba asta, că e multă lume și îți faci mulți prieteni și sunt multe spectacole geniale și totul genial și suntem pe altă planetă. Super distractiv și foarte energic, adică am o energie pozitivă și mă simt foarte bine. Peste 200 de voluntari au fost mobilizați în cea mai mare aventură culturală dedicată adolescenților din Botoșani. Au fost 10 trupe de teatru înscrise în concurs, dar și trupe invitate. București, Constanța, Fălticeni, Bacău, Neamț, Brașov și, bineînțeles, Botoșani au fost orașele de unde au provenit tinerii cu speranța acum că într-o zi vor deveni actori. Au fost spectacole pe teme interesante, în mod special adresate vârstei lor, actorilor elevi. Ți-e teamă. Îmi poftim? Nu mai auzit. Ți-e teamă. Nu mie. Și? Altceva? Tatăl meu a murit când aveam 5 ani. Acum stau cu mama. Unde? În oraș. Dar când ai plecat din chibuț? Trupa de teatru Birlic din Fălticeni a propus un spectacol pe tema abuzului sexual, iar trupa bucureșteană Brainstorming, de altfel cea care și-a câștigat premiul cel mare intitulat Ești pe altă planetă, a venit cu o idee despre idealuri, despre cum sunt proiectate visele adolescenților. Din trupa amintită a făcut parte Bogdan Iancu, cunoscut din serialul Pariu cu viața, dar și din filmul Cum pas înaintea serafimilor, care a primit cele mai multe premii la cea mai recentă gală Gopo. Că de fiecare dată e diferit, emoțiile sunt diferite, dar sentimentul ăla bun de aici e mereu același. Și eu trebuie să spun aceeași întrebare. Mie de data asta cred că mi-a plăcut cel mai mult. Da. Și cred că mi-a plăcut cel mai mult pentru că de data asta au fost cele mai noi chestii de când am început noi să repetăm și să jucăm. De unde a fost ideea? Textul este scris de coordonatorul nostru, Alexandru Ivănoiu. Și rol principal. Tare. Adică, nu știu, e pentru mine și piesa în sine, înainte să începem să o facem, mi s-a părut foarte intimă. Nu cred că e neapărat wow că sunt rol principal, e doar mă bucur că pot să fac parte din chestia asta. Bogdan Iancu a primit titlul de cel mai bun actor într-un rol principal alături de Șerban Lazarovici din Drama Club și Matei Constantin din trupa AS. Amfiteatru 10 e tare și îmi place ce mai tare ca la amprente. Reporterii Baz au fost prezenți seară de seară la festival urmărind toate spectacolele propuse, iar în seara de gală au acordat premiul lor, intitulat chiar așa, Baz pentru viitor. Premiul a revenit tinerei Mara Oprea din trupa bucureșteană AS, care a propus spectacolul Silvia. Mara a jucat rolul câinelui care pune probleme unui cuplu tânăr și, în afară de premiul Baz, aceasta a mai primit și premiul pentru cel mai bun rol feminin principal, distinție ce a ajuns și la Ana Radu și Alexandra Berariu, ambele din aceeași trupă. Jucăm din ianuarie, cam așa. De când timp este trupa? Trupa e de mult timp. Cam 10 ani. Credeți că publicului i-a plăcut? Ia da. Răspunde. Da, cred. Sperăm. Ce să facem acum? Cum a fost să fiți în rolul principal, mai exact în rolul unui câine? A fost o experiență foarte frumoasă. Unul, a trebuit să-l studiez pe câinele meu, ceea ce m-a făcut să petrec foarte mult timp cu el. Și doi, a fost ceva în care, nu știu, nu m-am gândit cum o să arăt sau ceva și m-am simțit foarte bine pe scenă și mereu așa. Dar poți să-l treci pe el, că și el a jucat câine. Mi-a plăcut să latru, trebuie să fiu sincer. De mic mi-am dorit să latru. Spectacolele au fost evaluate de un juriu fidel festivalului format din actrița Mihaela Sârbu, actorul Ștefan Huluba, regizoarea Teodora Câmpinanu, actorul Alexandru Dobinciuc și actrița Romina Sehlanec. Tinerii voluntari organizatori ai evenimentului au fost coordonați de sufletul festivalului, soții Gelu Râșca și Lenuș Teodora Moraru. Cei doi au primit în seara de gală și un onorant premiu. Că doi oameni minunați fac ca acest festival să fie posibil. Fac ca acest festival să fie posibil an de an, de mai multe ediții. Eu, împreună cu Dar Association, Alexandra Brutaru, i-am numit doi oameni de nota 10. Se numesc Gelu Râșca, Lenuș Teodora
Premii au fost oferite și de alte organizații, unul dintre acestea aparținând celui mai popular local în rândul adolescenților, Facefood. Doamne, Alexandra Mandra Burcă și Denis Budăi din grupa Drama Club. De altfel, pe parcursul celor 5 zile de festival, tinerii au avut parte de cea mai bună cafea. Ne întâlnim și la Amfiteatru 10. Cum este? Este foarte frumos. Este foarte frumos. Și... plăcut. Este altceva să faci cafea aici, la Casa Tineretului, față de în Facebook? Oarecum același lucru. Adică lumea, oamenii frumoși și aici și acolo, zâmbăreți. O cronică detaliată a întregului festival, inclusiv despre spectacolele invitate, veți citi în numărul 75 al ziarului BAS, care va apărea pe 25 mai. Palmaresul ediției îl puteți găsi pe telebas.ro. Au fost zilele orașului, iar una dintre manifestările de tradiție ale cunoscutului eveniment, marcat la data de 23 aprilie, este cu siguranță Târgul Meșterilor Populari. Au fost artiști populari din zone diferite ale țării care și-au expus produsele pe care le fac de ani de zile. Au fost admirate tradiții care încet încet se sting, căci tot mai puțin tineri vin și le propagă înainte. Urmărim un reportaj marcat telebas.ro. Se uscă și se pune la uscat și ce se taie anul ăsta, deci cam în septembrie se taie papura, știți, a se uscă și se lasă până la anul. Deci fiecare an, deci nu se confecționează din produsul din anul respectiv. Înțelege dumneavoastră? Deci un an se ține la așa, că asta e regula noastră, că da. N-am cum să vă explic mai mult. Și cam cât timp voia să confecționați o pălărie? Știți ce? Pălăriile se fac femeile mai mult, fiindcă noi facem lucruri mai grele, mai coșuri și alte minuni din aia, știți, de asta e, de exemplu, zicem noi, un apărător de perete, vedeți? Și se folosește și pentru plajă, de fapt. Așa ceva se face cam într-o oră jumate. Da, dar materialul trebuie pregătit înainte. Știți cum se pregătește materialul? Materialul, când vrei să lucrezi mâine, să zicem, în seara asta stropești cu apă rece, apă rece. Când vrei să lucrezi, am început propoziția, mâine, în seara asta, trebuie stropit cu apă din belșug, se imbibă apă în papură și a doua zi vine așa de flexibil ca ața. Ca ața. Așa faci comparație, știți. Și se lucrează perfect. Lucrez în etape,
Încep mai multe păpușele odată, le fac corpul. Deci necesită mai multe operații. La urmă se finisează și se așează cu postament. De cât timp vă ocupați cu aceste păpuși? De vreo 10 ani. Am lucrat la ele, la început erau mai simple, apoi le-am perfecționat, credeam că n-o să mai am ce să adaug. Ziceam că sunt oarecum la o formă finală, dar am observat că se pot face și mici modificări. De exemplu, ele în compoziția lor au numai pănușă, deci tot corpul, tot este numai din pănuș. Dar dacă eu vreau să-i fac un costumaj popular, eu pot să adaug textile, materiale textile și devine o noutate. De unde ați învățat? Noi am învățat de la profesora noastră, doamna Mariana Ursulean. Ție îți place să faci ouă? Da, îmi place foarte mult. Momentan am făcut vreo 10 ouă, numai că jumătate din ele le-am vândut. De la câți ani faci ouă? Păi anul ăsta am început să fac ouă. Și cum se face? Cu chișița și cu ceară. Ceara se încălzește la un aparat cu bec și se poate face cu ceară colorată și cu ceară naturală. După ce aici unde vedeți că este alb, am dat prima dată cu ceară și l-am băgat în vopsea. Când am scos, aici unde a fost cu ceară nu s-a prins vopseaua și a rămas alb. Și am făcut tot așa până ce am făcut mai multe culori. Tocmai ce a trecut Paștele, se mai vând ouă, se mai caută? Da, au mai venit oameni ca să pună în vitrină, dar nu prea mulți. Ce reprezintă modele? Păi mai reprezintă și brâie cu spice, Patruzeci de zile apostului, spice și bisericuța. Aveți expuse diverse produse. Care vă este cel mai drag? Mie personal, măștile tradiționale sunt cele mai dragi. Cum sunt privite de tânăra generație aceste lucruri? Unii cu amuzament, alții cu indiferență. Cât de greu este să faceți aceste măști? Este destul de greu pentru că trebuie să stăpânești tehnica cusutului, trebuie să-ți găsești materialele necesare și o leacă de imaginație până la urmă. Nu este chiar greu. Mai greu este că necesită mult timp, nu este o elaborare prea costisitoare, nu. De când faceți aceste măști? Le-am făcut în copilărie și acum, de vreo... Cam ce caută lumea la acest târg? Acum sunt la căutare, lumea caută cămăși tradiționale și fiecare, nu aș putea zice că un meșteșug este mai căutat sau fiecare... cam ce își dorește. Na. Obiectele decorative și obiectele de folosință. Ceramica ai căutat, lingurile din lemn, dar mulți au obiecte mici pentru suveniruri, pentru... De câți ani faceți covoare? Ne-am apucat de țesut, am deschis atelierul de aproximativ un an, dar eu am învățat de la bunici, de când eram așa micuță ca și tine. Este greu? Nu, dacă îți place ceea ce faci, nu e greu. Nu e chiar așa de greu, da. Vă mândriți cu ce faceți? Foarte mult, da. Mă mândresc pentru că, în primul rând, e un lucru care îl fac cu plăcere și, în al doilea rând, contribuie și eu un pic la păstrarea tradițiilor noastre și a meșteșugului. Se vând covoarele? Da, se mai vând. Cine,
cine iubește tradiția, cine iubește poporul român și cine e român adevărat, da, ne apreciază. Cât de vechi sunt covoarele pe care le aveți? Cât de? Vechi. Nu, sunt noi, sunt toate făcute noi. Deci noi facem la comandă, le facem, sunt noi, nu sunt vechi. Pe data de 4 aprilie, Biblioteca Județeană Mihai Eminescu a găzduit o activitate inedită în colaborare cu Ambasada Statelor Unite ale Americii. Colaboratorii activității au fost Asociația Baz Media și Fundația Copiilor cu Autism. Ce s-a întâmplat mai exact? A fost lansat cenaclul literar PAM, în cadrul căruia mici reporteri au compus scenarii pe care le-au transformat în mici scenete împreună cu micuții cu autism. Alți copii au citit povești scrise de ei, în timp ce micuții cu autism au desenat imagini reprezentative. Mama!
zi de primăvară, doi mărișori s-au întâlnit. Unul era alb și fostea celălalt era negru de supărare. Ce s-a întâmplat de ești atât de negru? Păi vezi tu, vreau să ce amintiți. Că acum mama a plecat la cumpărături, trebuie să mă apuc de treabă. Ce mult, ce mult am de muncă. Te ajut eu. Da, te ajut eu. Te ajut eu. Cu spălatul. A fost beton. Cum a fost? Foarte tare, o nouă provocare. Cum a fost? Bine. Cum a fost? Mie mi-a plăcut foarte mult. Joci prima dată într-o scenetă? Nu, am mai jucat, dar nu la bază. Nu la bază, da? Cum a fost? Bine, fain. Distractiv. Trebuia... Îți place să fie actriță? Trebuia să fie Alexandra, mama săptămână. Campanie de sensibilizare a mămicilor la Botoșani. Asociația Happy a lansat un calendar cu imagini în care sunt imortalizate femei în timp ce alăptează. Și asta deoarece se dorește încurajarea hranei la sân. Mult zâmbet, mămici fericite, mămici curajoase, copii sănătoși și veseli. În această atmosferă s-a desfășurat evenimentul de lansare al campaniei Mami alăptează, inițiat și derulat de Asociația Happy. Cu această ocazie a fost lansat un calendar în care pot fi admirate imagini cu 12 mămici alăptând. Evenimentul a avut loc la începutul lunii aprilie la Botoșan Shopping Center, în prezența botoșanienilor care au putut câștiga și diferite premii la tombolele organizate de sponsorii campaniei. Ionela Ivan Tudose, președintele Asociației Happy, ne-a spus de unde a pornit întreaga idee. Este o inițiativă foarte veche. Am pornit-o cam în urmă cu un an de zile împreună cu prietena mea, fotograful Carmen Nicolau. Considerăm că este necesar. Alăptarea este un act frumos, natural. Și oferă toate substanțele nutritive necesare bebelușului în perioada dezvoltării. Copiii s-au bucurat pe tot parcursul celor 2 ore cât a ținut evenimentul de prezența mascotelor de la Misha Kids, iar mămicile au arătat cât de important este să-ți hrănești bebelușul natural. Cât de importantă este alăptarea copilului? Este foarte importantă și au anticorpii din lapte și cred că mamele ar avea nevoie de mai multă susținere și de mai multă implicare din partea celor din jur. A fost rușine inițial cu ea, în prima lună, pentru că eram la început, dar apoi totul a devenit un natural. Cum vi se pare această campanie? Extraordinară, ținând cont că până acum era o problemă alăptarea în public. Eu la cel mare am avut probleme cu alăptatul în public, e binevenită pentru încurajare. Cât de importantă este alăptarea copilului? Foarte importantă. Eu am născut prematur, la 32 de săptămâni și la un an și 2 luni are 9,4 kg, este încă alăptat la sân. Doctorul neonatolog Carmen Zaboloteanu, prezent la eveniment, ne-a declarat cum încurajează la spital mămicile să alăpteze. Este extraordinară. Sunt de lăudat toate campaniile care promovează alăptatul. E... La nivel mondial este o adevărată campanie de promovare a alăptatului și e bine să ne aliniem și noi și să promovăm alăptatul. Și mai ales că se știe foarte puțin în țara noastră. Deci este o inițiativă extraordinară. Cum influențați dumneavoastră ca medic femeile să-și alăpteze copiii? Sper că în bine, dar se știu puține lucruri despre alăptat. Foarte multe concepții greșite, foarte multe mămici sunt speriate la naștere și aici intervine rolul nostru să le consiliem și să le ajutăm. Campania Mami alăptează este un proiect al Asociației Happy care se bucură de multă susținere în comunitatea botoșăneană.
Voluntarii de la HAPPY vor demara în această vară un nou proiect, o școală de vară pentru copiii săraci, și asta datorită finanțării pe care au primit-o de la Primăria Botoșani. Emisiunea Fapte în Arte de luna aceasta, realizată de Paula Alexandra Ifrim împreună cu Raisa Pătrar Botoșan, vă prezintă o ediție specială. Fetele vor realiza o discuție liberă cu mici reporteri ce au fost recent într-o delegație jurnalistică la București. Cum a fost în studioul emisiunii Starea Nației, ce au făcut la Radio România Actualități, care sunt impresiile lor, urmărim luna aceasta la emisiunea Fapte în Arte. Vreau să vă spun că la emisiunea de astăzi am avut și public. Am avut sau nu? Să vă aud! Da, e vorba de copiii de la redacția ziarului Baz din Botoșani, pe care eu i-am vizitat acum o lună și ceva și care au venit astăzi la București să asiste la emisiune. Aș vrea să-i invit acum pe toți copiii de la Botoșani și pe Ioana, care a venit cu ei aici pe scenă, pentru că am ceva pentru ei. Le-am promis când am fost la Botoșani un prompter, pentru că am văzut cum se chinuie sărăcuții citind de pe un ecran așezat lângă cameră, iar eu am cumpărat aici, abia a venit înainte să începem emisiunea, un prompter mobil, care este ăsta. Și o să îl dau Ioanei. Poftim! Jurnalul copiilor se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire cât de curând cu noi știri altfel. Rămâneți pe telebas.ro pentru a fi la curent cu cele mai proaspete știri din lumea tinerilor și chiar și pe televiziunea noastră, televiziunea adolescenților, unde nu uitați să ne dați like, subscribe și comentarii. De asemenea, vă așteptăm luna de lună la locațiile noastre deja cunoscute. Magazinul Junior, Club Mișa Kids și librăria Alexandria pentru a vă procura ziarul Baz. Nu încheiem înainte de a-i mulțumi jurnalistului Dragoș Pătraru de la Starea Nației pentru prompterul primit. Toate cele bune și pe curând!